Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi Bogdan din spatele camerei mă filmează pe tot parcursul zilei pentru că o să facem un challenge pe 24 de ore. Hand Balloon Challenge o să se numească sau ceva de genul. Toată ziua o să fiu nevoit să stau cu balonul pe mână și pe această mână o să fiu practic legat la mâini, să zic așa, într-un fel. Nu o să pot face multe lucruri din cauza balanelor, ăsta care, nu știu, nu pot să ridic nimic de jos, nu pot să scot telefon din buzunar, telefon, portofel la spate. Ai câți lucruri din astea elementare de care o să am nevoie și o să fiu foarte încurcat de chestia asta pe tot parcursul zilei. Înainte să dăm drumul la acest challenge, nu uitați de linkurile din descriere, am Instagram-ul și Facebook acolo, dați-mi follow pentru că de fiecare dată când postez un vlog nou de genul ăsta, vă anunț cu o zi înainte pe rețelele de socializare. Îmi pun și balonul ăsta în mână și dăm drumul la 24 de ore challenge. Bine frate, hai să te vedem. Trebuie să mă aștept să-mi pun balonul ăsta. Nu fac nimic, azi nu pun apă nimic. Dacă te-am suferit eu ieri ca fraierul, nu fac nimic azi, doar te filmez și atâta. Gata, am reușit și am pus și al doilea balon pe mână, m-a ajutat Bogdan. Da, după o oră, dacă vă uitați la ceas, la 12 bă, mai e greu tare să le pui, mai ales cu... Le-a spart de 3 ori până le-am pus. Le-a spart o grămadă, am spart și am cumpărat altele și... În fine, ideea e că am reușit să le pun, poți da drumul la challenge și de acum în continuare să mă vedeți doar cu balonele astea pe mâini, deja mie mi se pare super ciudat așa. No, pe mâini m-au luat nervii numai cât a trebuit să-l ajut pe balonele astea. Stai să vezi toată ziua ce avem de făcut. S-a dus la magazin, a cumpărat, deci a spart vreo 7 baloane, s-a dus de 7 ori la magazin. Că e ceasul 1, eu zic să sun, să comand și tu o pizza, a fost tu cinstit cu ceva, că nu mai pot de foame. Vreau să te văd cum comanzi și cum e tu pizza și cum o să mănânci o felie de pizza. Dacă nu poți să mănânci pizza, frate, o mănânc eu, ca să știi. A intrat în apă. Băi, nu scos tu telefonul ăsta. Stai cu minte, nebunule. Hai, mă rog, ți-a căzut din buzunar. Hai, să vă răspunde, mă. Hey, Siri. No, Siri, no, no pizza. Am noroc de asta cu telefonul. Hey, Siri. Bye, Siri. Col pizza. Bye bye Siri. Da, și mă, cuite col pizza. Hey Siri. Go to sleep Siri. Ce prost. Uite, I can't sleep. Lasă-o în pace. Du-te, lasă-o. Hey Siri, col la pizza. Calling la pizza mobile. Hey Siri, put it on speaker. Hai, hey, da. Țeacă. Hey Siri, dă și mie 2 milioane. Până mâine. Ce noroc am de Siri azi. Atâta la mâncare. Alo? Alo? Da, bună ziua. Să rămână. Vreau și eu două pizza, vă rog. Bine, vreo 12, un sfert de oră. Bine, să rămână, mulțumesc frumos. Bine, la revedere, plăceri, pa. Băi, uitați și aici, bine ca să vedeți. Reușit. Deci, baloane sparte, gel de duș, cu ăsta a fost schemă, s-a dat pe mână, așa, ca să intre baloane. Unguent, deci, cum ar veni. Nici... M-a durut capul azi. Tehnologii, vreau să zic. Dar nu le vezi că a uitat ceva la mine ieri și cum eu nu beau cola, ori... O bei, ori o arunc, una din două. Dar eu zic să încerci să văd cum bei tu. Dacă tot e a ta și ai lăsat-o aici. Că tu așa faci, tu îmi lași și mie lucruri pe în casă. Așa, bă, dar cum desfac eu ăsta? Nu mă interesează, dacă nu, eu ți-o arunc, frate. Cum desfac? Dacă ai băgat gura acolo, ai rămas și fără doi dinți. Deci eu vreau să văd dacă poți să bei o gură. Nu știu, pune gura, fă ceva. Deci riscul de a rămâne fără dinți, dar aia e. Așa, 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 așa. Deci o arunc dacă nu. Gândește bine. Gândește că o să-ți iei pizza și tu bei că cola când, să... cu pizza când mănânci. Trebuie să mergi să-mi cumpăr iar suc de la cu două, poate. Treaba ta, așa. Să... Hai, bagă-mă gura acolo. Nu pot. Hai, Danule, hai, că nimica nu ești în stare să faci. Ia. A rămas fără dinți, băieți. A desfăcut-o. Ia. Da, dar cine a salvat 2,50 lei acum? Vezi cu mâinile astea ale tale. Nici că ai două silicoane. Deci dacă ai dat pe jos și mai ai făcut canapea... Taci! Gata, am băut o gură, la jos, că țipi. Țipi și oricum dau pe jos dacă nu mai țineam. O, ce m-a luat atâta înspre astea. Cădeau dinții și aveai din față, că muream. Nu prea este, a? Gata, trebuie să mergem să luăm pizza. Mai sunt 10 minute. Azi 12 minute, cât zicea să mai 10 minute trebuie să mai aștept. 10 minute. Trebuie să mergem la bancomat, scop bani. Ideea vine în felul următor. Dacă reușesc să scop bani, fac cinste. Dacă nu reușesc, plătești tot. Nu mă interesează. Cum ai ajuns la concluzia asta? Păi da-mi foame, nu ți-e foame? Ce-mi pasă mie? Eu cumpăr pizza mea toată. Cum ai venit cu vrăjeala asta? Și că nu pot. Păi normal că nu poți cu mâinile astea. Și mă bași pe mine în plată. Locul spare. A, că face numai microfonul, vă zic eu. Vă zic eu că o face pe aia rar.
Bă, doamne, dar dacă îți vine, dacă îți vine stecași, cum te ștergi? Eu tu și că m-am gândit la asta, nu? Eu nu, sincer, acum nu. Pe bune, nu m-am gândit o secundă. Te lasă-mă, că poate nu, mă duc și iau de la farmacie pastilele alea, care nu-ți mai trebuie. O săptămână. Hai te văd eu acum cum te încalți, asta e problema, pentru că aia de da și cu șire trebuia să ai ceva cu elastic care se bagi direct piciorul. Eu aveam, dar nu, dar aveam și pe el alți normali, ăștia cu ciorap, da, care ți-a trecut pe cap, că mai faci activitatea asta, astăzi, că mai ieși din casă. Asta te mergi în șoset, eu zic, cel mai da, bine. Da, cum să nu. Fai așa și papuși, bă, că ce să mai, ce atari dași, cel mai bine cu papuși. A? Ăștia. Da, mă, e perfect așa, o cica lumea vine. Coaci, fă stă ăsta în buzunar, nu cred. Bagă-l și palinelul, frate. Vino-n coaci. Vino-n coaci. Așteptăm pe Danu să scoate bani să mâncăm o pizza. Golea în mână? Golea în mână, băi, Alin, vrea să scoată. 24H n-am voie, frate, decât așa. Cum, 24 de ori? Da, frate. Îți place pe cinătau? Da. Turbo. La lumea. Până te chinui tu aici... Gata, mă, că am reușit. Am scos și clar, nu știu, apucat să-l calțe, frate, uite. Uite, dar știi lumea că le-a mărtat deja. Dar cum bagă pinul, oare? Tu ce părere? Cu nasul. Cu nasul, a pus toată lumea mâna aici. Pe ăsta e negru, de jeg. Și nu are voie să-l ajute nimeni, sau cum? Nu, frate, se descurcă singur. Dă-l, drag, de portofel, ce-ți mai trebuie? Nu, frate, să dau un picior, aruncă-l în mine. Lasă-l mă acolo. Dar ce s-a leam mâna lui? Baloane. Uai, leu. Hai să te văd acum. Merge și așa, mă. Nu am să vedem. Uite-mi că reușim. Dacă nu spargi balonul, nu-l mai ia de acolo, Danule. Așa rămâne. Da, ăla nu mai scoate. Ești flexit de limă, ăla? Ăsta e ca lumea, mă. Hai să văd eu cum bagi ăsta aici. Ai vreun bani pe card sau nu-i faci de râs? Pinu! Nu-mi intre. Hai să vedem. Să-l ia poliția. Eu timp ce facem. Îți blochează ăsta. O, aleu, n-a făcut bine. Zi-o mie, Pinu, că pun eu. Da, mă, frate, și după aia spurăm și cardul și cu timp. Uite, mă, că am mers, mă. Și ia, acum cu mâna. Păi, bă, nu-ți ăsta. Bam. Bă, Bogdan, eu plec așa. Aveți zis ce faci. Da, frate, du-te și strâng cu bicicleta asta, mișto. Da, mă, ca lume. Cât prinde? 50 la oră. 50? Chiar câți kilometri ai făcut acolo? 55 km am făcut. Până la București și înapoi. Ia clar, nu. Ce e mai important în viață? Bine, chiar și faci de acolo cu Milona? Hai, doamne, să văd cum e pizza. Boschetar ești? Ce se mai... Da, o un boschetar, dar nici prea bine nu arăți. Bă, dar e mai cât de muncă, nu? Da, e mama la pizza aici. Că pa, n-ai, măcar mă fac de râs în fața ei cu banii ăștia când scot. Oricum te faci râs în fiecare zi în fața ei. Bineînțeles că mă fac de râs, dar știi prea bine, dar tâmpenii. Văd eu acum cum e pizza, cum plătești. Da, stați așa că trebuie să mă ajutați ăla, că nu pot scot banii de aici. Mă ajut? Lăsați că scot eu portofelul, numai că să luați banii de aici. Și puneți dumneavoastră restul acolo înapoi, că nu pot să nu mă descurc. Am scăpat aici, am avut noroc. Noroc, mamă. Mai ai și din bani, mamă. Oprești vreo 30 lei pentru tine. Oștă bună. Hai, pa. Să rămână. Vezi, mă, că nu-i greu. Nu e greu. Băi. Hai, Darule, că de când cu baloanele astea ale tare, ca să vă mai zic o chestie. Băi, deci... e 2 ceasul, e 21 sfert. Mă chinui să mănânc o pizza la 12, mi-e foame. Ca să vă mai zic, ceva, că s-au spart iar baloanele și asta. 6 seturi de iar s-a dus la magazin, iar a luat baloane, iar nu mai pot. Asta iau de aici, că tu-ți bagi mâna în ea și nu vreau eu. Vă invit la o pizza, băieți și fete. Dacă v-am făcut poftă, îmi pare rău, dar hai, ia zi-o, da. Cum mănânci? Cum mănânc? Normal, exact ca aia. Mănânci în sărăcie, vezi? Da, vezi cum mănânci în sărăcie? Am ajuns la vorba la aia acum. Ai ajuns la vorba de la vrăjitoare. Dacă n-ați văzut vlogul, intrați la aia, că e super amuzant, dar nu-ți dea mult la aia. Vrăjitoare de când a sunat. Uite, mănânc în sărăcie. Ha, mic, se descurc. Bine, vă dați seama ce vreau să arăt la urma asta aici, mâncată de el, așa zici că mănâncă șobolani și șoareci. După 7 ore și 65 de minute. E 30 ceva, am luat pizza la 20. Deci uitați-vă cât e ceasul fără am știut. La 20 ceva, mi-e foame de mai acolo, aia. Mi-e foame de mai. Că ai mâncat toată pizza. Am mâncat câte o gură pe oră. Ia uitați cum arăți din aia, zic că am mâncat ușoare. Da. Răstrău. Chiar n-a dat astea jos, ca să vă zic, și o să vedeți la urmă, că o să încercăm să le dăm jos, să vedeți că se sparg, n-ai cum să le mai scoți. N-ai. Aici, stai să arăt la oameni până la urmă. Dacă vedeți voi, stă foarte... Deci, uite, carnea e strânsă. Eu nici nu pot să bag mâna.
Și dacă încerc să ridic ăsta să trag, să rup balonul să sparge și trebuie să luăm iar altele. După ce am mâncat o oră, trei felii de pizza am mâncat și... loc, mi se te dur, mai pot. Nu mai ridicat până acum. Dacă ai dat pe jos, te omor. După ce mi-ai pus iar pământ în casă. Nu mă interesează, frate. Nu bea scola. Ascultați-l pe fratele vostru. De ce am ales să mă chinui azi așa? Explică și mie. Dar mi-mi place. Eu nu fac mare lucru, eu țin camera, băieți. Eu nu pun mâna pe nimeni, nu fac nimica. Strâng aici asta așa, oleacă. Nici cu mâinile așa, cum sunt eu acum. Foarte bună alegere să faci curat, să strângi. Aia ta, nu strâng nimica. Nu interesează. Eu nu știu unde ai văzut-o așa ceva. Nu știu, m-am trezit cu ideea asta. Pare, vreau să jucăm o FIFA, frate. Ca să ai tu cum să te lauzi acum, că vezi, dragă, frate, ideea este în felul următor. Îl bat și cu baloane și fără baloane și legat la ochi și în cap și în mâini și într-un picior și într-o mână, îi rup capul la FIFA. Recunoaște-o dată că întotdeauna că sunt șeful tău la FIFA. Nu există așa. Ei, îți vedem noi scorul de astăzi, de exemplu. Cum astea am pe mână, nu? Dacă ești maker, trebuie să mă bați. Eu joc și cu piciorul, uite așa fac cu joystick, da, bam, bam. Hai că joc eu cu picipini, dă drumul ăla, hai. Băieți, îmi spuneți câte vreți să-i dau. 2, 5, 4, 3. Eu zic așa 3? Da. Și eu nu dau niciunul? Nici măcar n-ajungi la poartă să șutezi. Da, păi ți mai dai? Gol! Gol, bă! Bineînțeles, băieți! Uitați-vă la fratele vostru. I-am făcut aici așa, ca la fraier i-am dat gol. Uite-le ce fel mă joc eu. Și am rezistat până în minutul 35. Hai. Am început meciul, frate. Uitați-vă puțin. Dar ce mă poți să dai, frate? Poți să te joci și tu nu-mi dai gol. Nici dacă nu pun una pe joystick, tu nu dai. Nu? N-au nicio șansă. Uite ce se întâmplă acolo. Deci fiți atenți, eu acum filmez, deci eu nici nu mă joc, n-am joystick-ul în mână. Eu nu-i în stare să facă nimic. Ia, să te vedem. Și eu timp că mi-a dat gol. Ai văzut că pot, termin. Hai, vedem la urmă scorul, da? Revenim cu scorul. Bine, la urmă. Câte am zis că îi dau? 3, da? Uitați acolo, frate, vă să asemnă de cuvânt. Băi, da, dar și ce l-am făcut noi astăzi, frate? Ce mă? Trebuie să mergem la magazin, vreau să văd. De afară, nu? Și de exemplu, mie mi-a beam un Strombow. Vreau să mergem la magazin să faci așa niște cumpărături, o pungă de chipsuri, mai stăm la un FIFA, să văd eu așa cum te descurci tu, de exemplu. Cum e tu după rafturi, frate? Ce-ți mai stărâm, alea să le de afară. Două magazine mari și late avem în orașul ăsta, Panrex și Profi. Și Bogdan la challenge trecut după canalul lui cu sclav, când a fost sclavul meu și încă ești în continuare. Așa, să vă zic eu până când caută el. S-a dus omul să-mi cumpere ce am ordonat eu. Și vine înapoi, ci păi m-a dat afară de la magazin, trebuie să mă luam la magazin. Zic, cum? Și acum zic că trebuie să mergem iar la magazin, la Profi, să ne dea afară și la Profi, să ne dea interdicții, da, să ne pună pozele alea cu noi acolo. 33.000 de like-uri în 7 ore, și la 51.000 e sclavul meu, pregătește-te. Trecem peste, hai la magazin. Bine, spui mască, vreau să văd cum spui masca. Stai cam aici masca. Hai că ai nimerit-o pe una. Stai așa că știu, gata, acum. Ia, hai că da. Gata, mă, merit-o, forță. Ia. Gata? Eu te-am mutat în forță. Și am plecat la magazin, băieți. La magazin, da? Mergem să facem cumpărăturile. Hai, hai. Hai să te văd cum cumperi tu cu mâinile astea. Ce să-mi iau eu, ce să-mi iau eu. Hai că te ajut și eu să pun un coș dacă nu poți, da? Te văd cum iei tu acum. Da, da, da. Te ajut eu? A, uite, ți-ai luat din aia mică, nu și-am luat din asta mare. Ia două din alea mici. Bineînțeles, nu ai vrea ca să vezi cum mergi pe-n Profi, da? Da, m-am văzut. Păi dacă nu poți, te încalți. Bravo, deci ca lumea. Gata, asta n-a venit miliția, frate, chiar îmi dă afară și de aici, ba, da? Hai să vedeți cum dărâm tot raftul ăsta acum. Îl dărâm, îl dăm, le face emoția am pentru el. Bravo, frate. Mai ales că asta, mi-a plăcut atunci, adică l-am gustat la challenge-ul ăla. O, leu, ce emoții am avut. Perfect. Hai să mergem să plătim și cam aia. Deci, ați văzut cumpărăturile pe care le-a făcut Danu aici. Dă-ți masca jos. Nu mai am mai aer. Așa. Băi, băieți, mi-a fost și poftă ceva dulce acum, de ce să vă mint? Hai să vedem noi cum o mănânci acum. Asta e ideea. Păi da, normal. Ai început cu panorama, nu mă, că mi-am urdărit așa și pe aici, aia, uita, uita și pată, mi-a lăsat aici. Bineînțeles, te gândi că ți-aduc vreo furculiță sau vreo lingură, că nu ți-aduc nimic. Băi, dar alunecă-mă, nu mă interesează, frate, că vin, chiar vreau să văd. A, e bună? Parcă îmi face poftă și eu alea, că așa.
Da, mă. Ia uite, Danule, ce faci? Ia uite, Danule, na. Cu baloarele tale, că m-ai rupt azi, m-ai disperat azi. Ce faci? Las-o! O, ce clifă ceala a făcut pe parchet. Îl dau afară din casă, vezi. Deci vreau să fie lună, orice fel întinde acolo, punem, dă-le jos că nu mai poți, le sparg acum. Păi fii atent că nu-ți cer ajutorul, mi se nu mai pot. Și ce știam să-și vezi ăla acolo? Ai pus ăla ca cică, a, că e cu... Da. Ca sta pe acolo, pe rafturi și să nu pui gura pe dop, am prins acum, da, bună idee. Da, fără din store rămâne până la finalul clipului, vă zic eu. În sfârșit, a ultimul care reușim. A, săracul merita și el niște apă, că vai de el. Merge? Mam. Băi, o cisternă, cât apă bei? Bei sărăcii, pe bune. Hai, lă, dar bine că am răsut băulea, că de apă, că nu mai puteam. M-a luat pișarea, ba da. Era și cazul, frate, ai băut. Drag, da, ai băut, dacă ai spărtură. Ai băut cu mai bidon aproape. 6 și ceva. Ai băut și cola aia. Și cât e ceasul? 6 și ceva, și nu m-am pișat niciodată. 6 și 10, băieți. Te-am plecat de acasă de la 10. Da, de acasă de la Dan, am plecat la 10. Până acum nu m-am pișat deloc. N-am fost. Am venit eu la tine ca să pun vlogul, pentru că mie nu mergea netul acasă și m-am dus la Dan acasă ca să pun vlogul, că n-am, nu știu ce se întâmplă, internetul meu face figuri. Cum fac eu la bani? A, că aici... Deci aici chiar vreau să văd. Băi, nu poți să mă desfac și mă piși pe mine. Nu mă interesează, Danule, cum faci, cum nu faci, ori te piși pe tine. Băi, nu mai pe bune, fără Caterin, că mă piși pe mine, cum fac? Piși-te pe tine. Ei, da. La 100.000 de lei cu te piși pe tine. Niciodată, la 600.000, 800.000, 1 milion. Bine, la 1 milion mă piși pe mine. Nu, dar n-am nicio șansă. Și unde te piși în chiuvete, nu te supăra. Trece aici, la WC-ul. Mă uitam în oglindă să văd că... Iar te piși pe jos, te-ai mai pișat toate pe jos. Nu, trece aici. Parcă mă uit în oglindă că... Nu, le spar, că n-am, să moră, nu, n-am cum, n-am cum. Nu te mai pișa, mă, stai așa. Da, mă piși pe mine, ești prost. Mai piși peste 2-3 ore. Cum ai rezistat de la 10 la ora 6 și ceva, poți să mai reziști. Și să mai dă de jos atunci, frate, și aia a fost challenge-ul. Cum te ce... Na! Fai, leu. N-am mai putut, băieți, ce se mai, s-a terminat vrăjeala. Băi! M-auzi? Da. Ai renunțat, gata? Da. Hai, pișorcoțule, te-ai căcat, te-ai pișat. Să-mi dai banii pe ăsta, pe intrare la WC-ul. 10 lei intrarea, pișarea și toate astea la WC-ul. Hai, nu, mâncați-aș groaz, că nu mai reușesc. Băi, dar acum câte glume par. Câte glume, Caterin, câte alea, ce e aici, Badan? Mă, uitați ce semne a rămas. Deci dacă mai steam alea, că deja s-a mărțit în mâinile ca naiba, trebuie să-l maseză. Nu știu, sângele, ești prost? A stat toată ziua așa, vezi și fără a rămas mărând la el. Bă, bune, nu, e exagerat. Uite alea. Mă, dar a rămas, Danule. Pentru partea a doua, dacă o să fie partea a doua, îmi scade mâinile, periculos, frate. Folosesc alt tip de balon, altceva, numai că este oricum, zici, panorama. Cred că 20 balane am schimbat în total. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper să vă fi plăcut munca pe care am depus-o și challenge-ul ăsta în sine. Dacă vă place, apăsați butonul de like pentru partea a doua. La 15.000 de like-uri facem partea a doua. Nu uitați de link-urile din descriere, Instagram și Facebook, pentru că acolo vă anunț de fiecare dată când o să postez un vlog nou pe canalul de YouTube. Până data viitoare, vă pup și vă respect. Pa!